Bună dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Un weekend cu lună plină în semnul Racului, o lună plină care închide o perioadă în care cu toții am fost stresați, panicați. Închide acea legătură cu trecutul, închide de ce nu acele probleme legate de familie, legate de casă. Este o lună plină care în mod special va activa și cu siguranță va scoate din fiecare dintre noi, sau mai bine spus din viața fiecăruia dintre noi, acele probleme care tot au trenat acolo de foarte mult timp. Mai ales având în vedere că Lilith iese din semnul racului cam de luni, deci suntem foarte mulți ajutați. Este ca o închidere, ca o finalizare. Chiar stăteam și mă uitam și la cărțile de tarot înainte să, să, încep filmarea. E acea senzație că ni se ia un obstacol din drumul vieții noastre. Ni se ia un obstacol. Poate este doar la nivel mental, o teamă. Da? Poate, pentru alții, poate să fie vorba de ceva fizic care se închide. Însă, țin să menționez faptul că este o lună plină cu surprize. Este o lună plină care ne invită să închidem, dar să începem ceva foarte brusc. Să, a, să abordăm o situație într-un mod total diferit și poate chiar este o lună plină care ne cere să ne punem pe noi pe primul loc, punctul norocului în Berbec. Da Acolo e și Jupiter, o să intre și Juno de săptămâna viitoare. Îmi mențin ideea că în anul 2023 e nevoie să avem curaj și să fim buni. Racul e cu bunătatea, el e cu grija de toată lumea, e cu liniștea, e cu trecutul, e cu familia. Ei da, dar este și un moment în care este bine să ne gândim la noi, în primul rând, fiecare în parte. Și apoi la ceilalți, pentru că Lili de acolo în rac, probabil fiecăruia i-a adus tot felul de lucruri ciudate, ca să spun așa. Bineînțeles că o lună plină în rac vine cu o explozie de emoții, dar ce să vedeți voi, luna este în opoziție cu soarele, normal că e lună plină, dar lângă soare se află domnul Mercur retrograd în Capricorn. Păi este vorba despre o reorganizare. Da? Se cere o reorganizare acolo în viața fiecăruia dintre noi. O reorganizare, nu știu, pe bani, în general, în viață, în familie, între prieteni, pe zona iubirii, oriunde. Da? Ziua de sâmbătă vine cu faetonul, este data de șapte și mai vine și cu diavolul. Păi ziua asta de sâmbătă vreau să Atrag atenția că este o zi simbolică pentru anul 2023. Este nevoie să punem capăt unor frici, este nevoie să punem capăt unor lucruri care ne-au făcut rău. Pentru unii vedeți că sunt chestiile la care nici măcar nu v-ați fi gândit. Da? Cum ar fi, nu știu, o teamă aparent banală pe care o ai, și care uh, chiar uh, îți poate distruge da? sau probabil uh, ți-a adus tot felul de probleme, să spun în plan profesional, dar e o teamă acolo mică. Și spune pe bune chestia asta. Uh, anul 2023, având în vedere că începe și cu această lună plină, chiar reprezintă un moment de închidere, reprezintă un moment în care este bine să conștientizăm ce ne ține agățați și poate chiar este un moment în care să ne dăm seama ce ne place și ce nu ne place, ce ne aduce siguranță și ce nu ne aduce siguranță. Atenție mare pe drumuri în ziua de sâmbătă, da? chiar foarte mare atenție două persoane, e ca și cum se leagă așa una de alta și spun gata, mergem la drum, mergem în locul cu tare. E ok, dar uh, relația respectivă nu trebuie să fie bazată, da? sau cei doi nu trebuie să fie legați prin niște chestii toxice și luna uh, plină asta face, închide acele temeri, acele toxicități. Duminică avem Arcana majoră Puterea și cu Turnul Poate da, este un weekend cu mari surprize, este un weekend cu închideri, dar duminică să știți că ne vom regăsi puterea, luna va trece în leu, se va uh, uh, înțelege foarte bine, deci va avea o întâlnire drăguță oarecum cu Jupiter, da, apoi cu Marte retrograd din Gemeni. Cu siguranță este vorba despre a ne alege pe noi și cu siguranță este vorba despre a merge mai departe, da, uh, poate chiar este vorba despre plăcerile noastre în mod special plăcerile noastre. Îți face plăcere să mergi la locul ăla de muncă, îți face plăcere să ai activitatea respectivă împreună cu prietenii tăi, îți face bine să stai în acea relație. Da? Turnul oricum vine cu un eveniment neașteptat uh, care ne îndeamnă să punem preț pre puterea noastră interioară. Și asta e foarte, foarte interesant. Da. Uh, lună plină, care eu chiar cred că va închide eu, pentru fiecare dintre noi acea perioadă care durează de foarte, foarte mult timp. Probabil s-a activat mult mai mult chiar pe acum jumătate de an, da undeva uh, când eram noi prin semnul racului, da undeva în perioada iulie da. Cat se se închid treburile. Mm, vine ca o eliberare, este adevărat, dar uh, toată povestea Poate să se închidă, știu eu, printr-o discuție care se reia, printr-o reorganizare pe care cineva vrea să o fac. Bun, hai să vedem acum ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Te invit să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și de asemenea, nu uita că e bine să ai curaj. Repet, este un an în care asta e regula din punctul meu de vedere, să ai curaj și să fii bun. Asta e cel mai important. Și hai să începem Zodia Berbec, dragi berbeci și lună plină, care uh, pentru voi înseamnă o închidere legată de acele probleme pe care le-ați avut în familie cu rudele, probleme legate de moșteniri, probleme legate de o casă sau chiar anumite certuri, anumite tensiuni care erau în casă. Uh, poate până acum ai stat cu frica așa în sân pentru o persoană din familia ta, poate a avut probleme, dar gata, lucrurile se se finalizează. Vezi că este o lună plină foarte, foarte bună pentru tine. Chiar este un moment în care, nu știu, după această lună plină, parcă te duci așa duminică și stai frumos, te relaxezi, te distrezi, te simți bine. Pentru unii, bineînțeles că discutăm despre o mutare, despre o relocare, se închide ceva legat de o casă, nu știu, se închide ceva important din trecutul tău în mod special. Hai să vedem, dragi bărbeci, ce vă spune și tarotul. Lumea, da, și cu doi de spade. Păi, într-o situație în care nu știi tu ce să alegi sau într-o situație în care exista o lipsă de comunicare, uită că lucrurile se închid aici pentru tine. Da? Avem lumea care vorbește despre un final, despre un succes, despre o bucurie foarte mare pe care um, o putem avea. Următoarea carte, Eremitul, o legătură cu o fecioară. Se pare că e ceva aici ce se, ce se finalizează, care poate avea legătură cu o persoană mai învârstă sau cu o persoană mai înțeleaptă. Totuși, te văd pe această lună plină destul de înțelept, destul de așezat. Ultima carte, Marele Preot, da, care îți spune despre multe binecuvântări de care tu ai parte în acest weekend, dar uh, poate să vorbească și despre faptul că auzi de o clarificare legată de o căsătorie, legată de un contract. Poate cineva din familie are niște probleme și atunci auzi de această rezolvare. Um. Dacă ai probleme, nu știu, în relația de cuplu, da, lucrurile se pot rezolva, însă cumva într-un mod chiar mai liniștit decât te-ai fi, te -ai fi așteptat tu. Zodia Taur, dragi Taur, problemele cu vecinii, problemele cu rudele, da, problemele de comunicare, că poate ți era teamă să te exprimi, problemele legate de știu eu, mama, de ce nu sau de femeile, în general, din viața ta, gata, se închid, se face pace, se face liniște, vezi că tu ai o protecție, e, e ceva special pentru tine, da, poate chiar pentru unii tauri este vorba despre curajul pe care îl vei avea și nu îl vei putea controla. În a închide o situație care te deranjează, poate rudele tot au stat pe capul tău, poate nu te-au lăsat în pace, poate cine știe Vecinii la fel nu te-au lăsat în pace, s-au întâmplat tot felul de chestii Și acum gata, da? se, se finalizează treburile Și asta e de bine Hai să vedem, dragi tauri sau finalizezi niște studii pentru unii, dar nu știu, ceva legat, nu știu, de un studii, nu știu, pentru un carnet sau ceva de genul acesta. Trei de cupe, uite, o celebrare, o bucurie pentru tine, 7 de monede. E ceva ce ai așteptat tu aici de mult timp. Toți ai aruncat dorința al Univers și ai așteptat, ai așteptat, ei și acum sunt mari șanse să se închidă. Poate chiar este o bucurie legată de o moștenire sau o bucurie legată de niște bani pe care îi aștepți. Următoarea carte, Regina de Bâte, creativitate, deci ai și multă creativitate în acest weekend, dar mai mult decât atât, poate este ceva legat de o persoană care te invidiază sau o persoană care nu te suportă sau pe care tu nu o suporti. Se închide ceva, afli tu ceva și chiar rămâi surprins. Chiar un noroc da, pe care îl ai printr-un secret pe care cineva îl află. Ori legătură cu tine, ori cineva află un secret și în sfârșit ia o decizie. Ultima carte, 3 de spade, da, care vine cu oarecare dezamăgire. Uh, dragi tauri, uh, lăsați uh, chestiile în urmă. Trei de spade aici poate să vorbească și despre faptul că uh, e ceva ce nu-ți convine, dar în același timp parcă totuși ai vrea să, să continui. Dacă este vreun triunghi amoros sau o relație în care se bagă prietenii, se bagă rudele, sunt tot felul de persoane care se bagă acolo. Ei, vedeți că lucrurile se închid da? și ar fi bine să vă bucurați pentru că, nu știu, poate veți conștientiza așa puțin mai târziu că totul e ca o binecuvântare. Zodia Gemeni, Dragi gemeni, mari probleme au fost la voi cu banii, ori ați crezut că nu aveți, și de fapt aveați, ori chiar veneau greu banii, ori veneau banii și plecau la fel de repede. Bineînțeles că se închide această perioadă pentru tine și vezi că ai, o, ai un ajutor special printr-un prieten sau prin curajul tău de a-ți pune un anumit plan de viitor în aplicare. Poate chiar un noroc pe care îl ai legat de internet, legat de un grup de oameni sau un noroc legat, așa cum am spus, de un plan de viitor. Vezi că e ceva inovativ, e ceva diferit, ceva foarte, foarte interesant, care ori presupune studiu, ori e ceva care presupune să faci doar ceea ce simți tu. Da? Poate cine știe, un prieten te ajută, vine cineva și îți spune ceva și gata, se rezolvă treburile. Un ajutor din partea unui grup de oameni din care faci parte. Posibil și acest lucru, dar se închide acea problemă legată de bani, legată de valoarea pe care tu o ai. Eu știu cât te iubești pe tine, cât te iubești pe ceilalți. Deci se închide aici ceva. Uh, pentru unii poate să fie ceva legat și de. Nu știu, poate de partener că rezolvă ceva. Hmm. Prima carte, Temperanța, o legătură cu un și 5 de băte. Pe uite, e aici o situație în care lucrurile ba mergeau, ba nu mergeau, ba era ok, ba nu era ok. Fie că e vorba de o relație, fie că este vorba despre viața ta în general vorbind, dar vezi că în acest weekend, chiar dacă e cu discuții aprinse, lucrurile se rezolvă. Șapte de băte, da? Uite, apare o provocare. Sau tu spui, gata, îmi iau viața în propriile mele mâini. Și asta e de bine. Da? Următoarea carte, Regele de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. E cineva care te ajută, cineva care te sprijină. Poate este o persoană sufletistă sau o persoană care este foarte apropiată de sufletul tău. Zodia Rac, dragi raci, luna plină e despre voi. Se închide acea perioadă cu teamă, teamă față de voi, teamă față de ceilalți, teamă să vă exprimați, teamă în general vorbind. Se închide o ușă, o ușă cu trecutul. Poate să fie vorba de un contract, de o asociere, de un parteneriat, ceva ce se închide pentru tine. Dar se închide așa brusc și vezi că norocul pentru tine vine printr-o avansare, da sau e o situație din care tu ești extraordinar de bine. E ca și cum ai spus vai, dacă ieși din relația asta sau uh, dacă acest parteneriat se încheie, fai vine apocalipsa, tu îți dai seama ce se întâmplă în viața mea ei și acum când se închide, rămâi și tu surprins că ești extraordinar de bine din situația asta. Ești extraordinar de bine. Uh, poate să fie, știu eu, o renunțare la un loc de muncă sau faptul că alegi să te raportezi diferit la cineva anume. Uh, pentru unii era este vorba de o, de o răbufnire da, pe care o veți avea. Nu este ceva negativ neapărat, dar da acum uh, e cazul să vă ocupați și voi mai mult de strălucirea voastră. Hai să vedem. Regele de spade. Ia uite, o decizie radicală legată de confortul tău, nouă de monede, legată de bani, o decizie legată de o instituție, de un șef. Aici poți avea o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. 10 de cupe, uite, ceva legat de casa ta, ceva legat de familia ta, o bucurie pe care o ai, o mulțumire, o împlinire. Ultima carte, 2 de cupe, uite, un parteneriat. Da? Se Să o decizie radicală pentru tine legată de o relație, dar pentru cei mai mulți săraci vedeți că voi sunteți cei care ori izbucniți, ori conștientizați că e cazul să vă schimbați puțin atitudinea. E ca și cum aveți mai mult curaj. Vă dați seama de valoarea voastră. Pentru că, uite, era într-o situație în care nici nu te simțeai ok, poate nici cu sănătatea, nici cu banii, te simțeai așa și lăsat deoparte și gata, se închide. Zodia Leu. Dragi Lei, lună plină cu surprize mari de tot pentru voi. În primul rând, se închide acea perioadă în care a fost o teamă să nu ai duși bani prin preajmă, poate au fost tot felul de persoane prin jurul tău pe care nu știu, i-ai crezut prieteni și te-ai trezit că te trădează sau s-au întâmplat niște chestii, nu le-ai văzut clar, ai spus gata, omul ăla îmi este inamic, Ei nu e chiar așa. Se închide acea teamă de trecut, de ce nu, acea teamă de izolare, să nu fi băgat în seamă. Gata, se închide. Doar că e o situație care vine cu surprize pentru tine. Da? Atenție puțin pe sănătate în acest weekend, nu exagera cu absolut nimic și vezi că e un moment în care e nevoie să te reanalizezi puțin uh, modul în care lucrezi sau chiar stilul de viață. Asta e foarte important pentru tine. Poate trebuie o reorganizare acolo. Un alt program. Norocul vine din zona străinătății sau din zona spiritualității, din zona studiilor înalte, printr-un curs, da, printr-o persoană importantă. Pe acolo se întâmplă chestii. Hai să vedem, dragi Apare un parteneriat, apare o propunere, ceva acolo se întâmplă pentru tine. La baza pachetului, regele de cupe. Foarte interesant. O legătură cu o zodie de apă. Rac, scorpion, pești. Uite, și cu nouă de bâte. Dragi lei, mare teamă aici pentru voi. Teamă, nu știu, de singurătate. Teamă uh, în general vorbind. Da? Uite, o problemă cu o rudă pentru unii dintre voi sau cu o persoană apropiată. Apoi, regina de cupe. Ia uite, un suflet pereche pentru unii regina de cupe, regele de cupe. Deci e clar, un suflet pereche foarte, foarte important. Parcă vă este teamă sau ați obosit, vă era teamă de o relație, să nu se încheie, să nu faceți nu știu ce. Dar partea bună e că, așa cum am spus, lucrurile merg într-o altă direcție. Ultima carte, 3 de spade. Da? E ceva ce nu-ți place aici sau trei de spade poate să vorbească și despre acel moment în care Stai și analizezi lucrurile mult prea profund, da? Și nu ții cont de emoțiile tale, de sentimentele tale. Indiferent ce se închide pentru tine, da? E bine să te lași deschis în fața lucrurilor care apar. Da? Pentru că este un capitol care se închide definitiv și pentru tine este o lună plină cu foarte mari surprize. Foarte mari. Zodia Fecioară. Bun, dragi fecioare. Pentru voi au existat probleme cu prietenii, au existat probleme în grupurile de oameni din care făceați parte, mai mergeați pe la o întâlnire, poate vă era teamă să vă spuneți și voi părerea. Și așa mai departe. Voi era teamă de să vă faceți planuri de viitor. Aveți impresia că viitorul este extrem de nesigur. Ei și nu știu ce se întâmplă acum pe lună plină, o discuție cu persoana iubită sau un secret pe care îl aflați. Ceva acolo se întâmplă pentru voi și se rezolvă treaba. Da? Se închide acea teamă, se închide acele probleme. Uh, E cam un noroc pentru tine faptul că se închid toate aceste lucruri, sau poate să fie un noroc pentru tine legat de o moștenire, legat de o bancă, sau un noroc legat de o sumă mai mare de bani. Da? Ce să zic? Eu o lună plină cu surprize foarte mari și pentru tine. Poate afli secrete, afli niște informații care. Pur și simplu, deodată, așa îți schimbă tot. Pentru unii dintre voi, da, se poate încheia ori o relație, dacă lucrurile nu mai funcționează, dar uh, se poate încheia, știu eu, și o prietenie pentru alții uh, dintre voi. Și o prietenie, ceva anume. Un proiect, o colaborare, ceva se închide. Da? Și gata. Roata destinului și cu eremitul. Ia uite, cartea ta. Păi, dragi fecioare, destinul lucrează pentru voi. Destinul lucrează ca să vă facă mai înțelepți. Da? Văd că sunteți aici puși pe gânduri. Marele preot. Uite, e ceva legat de o căsătorie, ceva legat de un contract sau pur și simplu este un moment de conștientizare absolut profundă pentru tine. Deodată așa stai de vorbă cu persoana iubită, stai de vorbă cu un prieten, ai o conversație și deodată pac ți-a venit ideea gata, am închis gata, mi-a dispărut teama. Cineva spune un cuvânt mic, face un gest micuț pentru alții pot fi lucruri importante. Da? Dar aveți voi acolo un declic ultima carte șase de bâte, uite recunoaștere, oficializare a unei relații sau. Așa cum am spus, pentru alții poate să însemne o închidere a unei etape. Da, Închiderea unei etape, nu era viitorul sigur în relația aia, nu erau lucrurile stabile. 6 de bâte. bucurie. Bucurie, victorie. Uh, o să rămâneți și voi surprinși de toată povestea asta. Zodia balanță. Mm, dragi balanțe, uh, acele probleme legate de șefi, legate de autorități, probleme legate de mama, de tata. Uh, probleme în general legate poate chiar de reputația voastră, da? că vă era teamă bun, dar ce spune lumea dacă îmi dau demisia de acolo, dar ce spune lumea dacă nu mai am aceiași bani, dar ce spune lumea dacă nu știu ce fac. Bun. Păi pentru voi se activează axa 40. Vedeți că sunt niște probleme foarte vechi prin casă care trebuie închise. Da? Trebuie închise. Niște probleme legate de o moștenire, probleme legate de niște rude. Voi aveți parte de o închidere bruscă, da? O închidere bruscă, o schimbare majoră care poate să vină, nu știu, printr-o mutare, te muți de acasă sau te muți cu persoana iubită, alții rezolvați o problemă legată de un teren, legată de o moștenire, de o bancă, știu eu. În sfârșit, gata, strece teama și acționezi. Uh, pentru unii e posibil să fiți puși în fața faptului împlinit. Norocul vine din zona contractelor, asocierilor, parteneriatelor și chiar din zona, uh, uh, mă rog să spun așa, proceselor. Deci e ok tot înainte, ești bine susținut. Sunt niște lucruri care au început aici de prin vară la tine. Da? De prin vară tot au crescut, au crescut. Poate chiar de anul trecut ai simțit ceva, ceva, dar gata. Se rezolvă problemă, ia să vedem turnul uh. Turnul și cupajul de cupe, păi dragi balanțe, ceva vă surprinde tare mult aici, ceva legat de un copil de persoana iubită, ceva legat de un copil la modul general vorbind sau de faptul că nu-ți mai este ție atât de teamă și spui domnule, eu asta simt asta mă face fericit, care mă acceptă bine, care nu la fel de bine. Ia să vedem, că sunt curioasă. Următoarea carte, Regina de Bâte. Da, e ceva legat de o persoană, fie dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, fie este vorba despre o persoană foarte energică, plină de viață. Poate pentru unii discutăm despre această rupere și surpriză. Ia uite, și cu arcana majoră, moartea, un scorpion cu justiția, zodia ta, împărăteasa, mm. Dragi balanțe, nu știu ce faceți, dar surprize aveți aici. Cartea poate să mai vorbească chiar și despre o relație în care există pasiune, dar există și un blocaj. Ultima carte, 7 de monede. Da? 7 de monede îmi spune mie aici că totuși tu rămâi într-o oarecare așteptare, doar că, nu știu, parcă unii tot stați așa cu gândul la trecut, parcă rămâneți pe gânduri, parcă nu vă dați seama când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Stați așa și vă uitați și spuneți, bun, dar când a avut timp omul ăsta să facă chestia asta? Stați și analizați ultimile luni de zile, spui, bun, dar cum, când? Da? Uh, poate e bine să fiți ceva mai uh, încrezători în forțele proprii și chiar să faceți ceea ce simțiți. Zodia Scorpion, Dragi scorpioni, au fost probleme cu studiile, au fost probleme cu actele, Va a fost teamă să luați o decizie, va a fost teamă să plecați, să vă relocați, va a fost teamă, știu eu, să meditați, să practicați mai mult ceva din punct de vedere spiritual. Ei gata, teama asta se închide, da? se închide printr-o discuție care se reia. Fie este o discuție cu o rudă, cu cineva din familie, fie este o discuție care se reia, da, uh, și care cam pune capăt, ca să zic așa. Uh, e cu surprize mari și pentru voi, legate de casă, legate de uh, familie, da, cu surprize legate de o relație din casă sau o relație din familie. O relație veche Norocul e pe muncă, da? pe muncă sau pe starea de sănătate. Poate era ceva care îți făcea rău sau uh, poate erau la muncă niște probleme da? și acum în sfârșit ele, ele se rezolvă. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi, ce trebuie să știți. Wow, la baza pachetului, pajul de bâte și judecata. Păi, dragi scorpioni, ia uitați, curaj mult și Dați drumul la judecata de apoi. Aveți o discuție clară, rapidă și foarte, foarte bună. Judecata vorbește și despre o persoană care se poate întoarce în viața ta. Trei de cupe vorbește despre o bucurie, despre o eliberare. Și apoi avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Clarifici ceva, iei o decizie. Intri în contact cu o persoană rece, detașată. Ultima carte, 5 de cupe. Păi, pe de o parte e și cu supărare, da? Pe de o parte e și cu supărare. Pentru cineva nu. Da? Sfatul aici, lasă trecutul la în urmă, lasă experiențele pe care le-ai mai avut, că nu te ajută. Da? De data asta e diferit. Sau un rege de spade rămâne supărat. Nu știu. Zodia săgetător. Dragii mei săgetători, de ceva timp tot a fost acolo teamă. Teamă de moarte, teamă de abandon, teamă de final, teamă, nu știu, pe, în relația cu băncile, o teamă, o panică de toată frumusețea, coșmaruri, știu eu ce ați mai avut. Dar gata, se închide toată această poveste, se închide și e interesant că norocul pentru tine vine printr-un copil, prin persoana iubită, chiar poți să și cunoști pe cineva, să știi, ai ocazia. Că poate ți era teamă, poate nu te manifestai tu așa cum ești cu adevărat, poate era ceva ce spunea piedici și acum gata, nu te mai interesează. Uh, poate să fie un noroc legat de persoana iubită, de o afacere, o idee genială care îți vine. Parcă ești salvat așa de clopoțel, cum s-ar spune. În ultima clipă tu ești salvat, ești ajutat. Uite, cavalerul de monede și cu eremitul, o legătură cu o fecioară, se pare că cineva se mișcă aici încet și sigur. Uite o legătură cu un taur. Da. Poate cine știe te împaci cu cineva sau uh, ceva aici începe să se stabilizeze, ceva legat de o persoană mai în vârstă sau o persoană care este mai singuratică din fire. Marele preot, o legătură din nou cu un taur, nu știu, poate e vorba de bani pentru unii, poate e vorba de valoarea voastră. Se rezolvă ceva aici legat de un contract sau ceva legat de o minune care pur și simplu se întâmplă, un vis pe care îl ai, o experiență spirituală. Apropo, ultima carte, șase de băte. păi e cu victorie, e cu bucurie pentru tine în acest weekend. Ceva te bucură, ceva te mulțumește, Rezolvi niște probleme. Zodia Capricorn, dragi Capricorni, tot au fost probleme în ultimele luni, da, sau chiar de anul trecut încoace, probleme legate de relații. Vă aveați contact cu tot felul de persoane panicate, clienți foarte panicați. Tot felul de probleme în relații, la modul general vorbind vă era teamă să semnați contracte, vă era teamă de acte, probleme cu o persoană din familie, poate pentru alții, dar gata se închid lucrurile, da, se închide, dar vezi că e cineva care ia decizia, da, posibil tu să reiei o discuție, așa să te apuci să reiei legătura cu cineva sau să reiei o anumită discuție și lucrurile se închid. Norocul pentru tine vine din casă, din familie sau norocul poate să țină de o casă, da? de o casă la propriu, de un teren, ceva de genul acesta. O moștenire, ceva ce ai tu. Interesant. Și poate să fie și ceva legat de un copil, ceva legat de o sumă de bani, de valoarea pe care tu o ai pe acolo. Nebunul și cu 10 de bâte, dragi capricorn, cineva nu mai poate își ia geanta în spate goală și pleacă, da, poate să fie chiar o rupere a unei relații la propriu. Da, dar e, da, dar e ceva negativ pentru că uite asul de spade vine cu o victorie pentru tine, cu o reușită, cu o bucurie. Este o lună plină cu surprize să știi și pentru tine, pentru că uite ultima carte șapte de spade, deci cineva rămâne puțin dezamăgit aici în legătură cu o situație. Cineva nu prea este de acord să închidă un anumit lucru. Sau cineva nu este de acord să meargă într-o anumită direcție. Uite, e o nebunie totală aici care se întâmplă pentru tine. Cineva află un secret. Posibil și acest lucru. O decizie așa, radicală. Zodia vărsător. Dragi vărsători, mare atenție pe sănătate. Da? Au fost probleme în ultima vreme. Nu neapărat grave. Sau au fost probleme la muncă. Uh, v-a fost teamă să faceți diferite activități, erați acolo mereu așa panicați. E gata, se închide. Se închide această situație, însă ți-aș recomanda o foarte mare atenție pe sănătate. Da? Nu exagera pentru că nu ai energia necesară, indiferent de ce ai de făcut. Uh, vezi că... Nu știu, e ceva transformator legat și de casa ta, ceva legat și de trecutul tău. Da? Uh, pentru tine e ceva mai complex acolo. Bineînțeles că norocul vine printr-o rudă, printr-un frate, printr-o soră sau norocul poate să vină printr-o persoană foarte apropiată ție. Poate printr-un drum pe care îl faci, un drum scurt, o plimbare. Um, printr-o discuție pe care o ai. De acolo vine, vine norocul. La baza pachetului, regele de cupe și 10 de monede. Ia uite ce bucurie ai tu aici, legată de casă, de familie. Poate e ca un moment de eliberare, spui gata, s-a terminat cu problema asta, nu mă mai doare partea respectivă a corpului, gata, a funcționat tratamentul, gata, să zen. Da, ok, dar nu exagerat. Da? Ai pe cineva cu care te ajută, ești într-o casă cu cineva, râzi, glumești. Urmează un test pentru tine în acest weekend, o discuție în contradictoriu, poate chiar uh, ceva ce te agită legat de casa ta, dar uite, iei atitudine cu șapte de băte. da, trebuie să iei atitudine, să spui ce te deranjează, să comunici, da, chiar uh, și de acolo poate să vină norocul pentru tine. Prin a spune ce nu-ți place sau prin a te întoarce într-un loc uh, în care tu ai copilărit, da? Zodia pești dragii mei peștișori au fost probleme de ceva timp pentru voi cu un copil cu persoana iubită au fost probleme cu distracția v-a fost teamă sau uh, ați reacționat total neașteptat uh, într-un nu știu să spun că ați băut și voi o cafea nu știu de care că vă plăcea și deodată v-a luat uh, inima, da adică reacții din aceste exagerate uh, vezi că se închid aceste probleme, da Printr-o discuție care se reia, să zic așa, într-un cerc de prieteni, da, sau se reia o discuție legată de niște planuri de viitor Se închide o poveste, este ceva din care tu ești extraordinar de bine, da, ești extraordinar de bine Pe bani, pe valoarea pe care o ai, pe situația în care ești și, pe de altă parte și pentru tine sunt surprize extraordinar de mari. Chiar este posibil să ai niște discuții sau să afli niște secrete care să te lase extraordinar de surprins. Dacă aveai probleme prin relații, se închid. Uite, 9 de cupe și 7 de monede. Ai așteptat mult și bine, dar vine bucuria. Vine bucuria, vine mulțumirea. Turnul. Păi, dragi pești, gata, se închide așteptarea. Da? Cineva tot a stat și a analizat. Oare sta cu gândul la vreo persoană din trecutul tău și nu era cazul, da? Și acum, gata, te trezești că se rupe tot peste noapte printr-o discuție. Poate tu ai crezut că omul ăla nu-și ce a făcut și afli ceva de la un vecin sau de la cineva și rămâi și tu surprins. Bun, dar de unde? Cum? De bune și gata, da? Ți se ia. Pentru alți pești, chiar discutăm despre faptul că se pot regla anumite conturi pe luna asta plină. Asul de cupe, iubire, poate o nouă iubire, un nou început, te liniștești, poate ții aceste chestii în tine de foarte mult timp și acum în sfârșit le elimini. Spui gata, eu acum îmi spun părerea. Și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend, pentru luna plină. Am abordat în primul rând luna plină pentru că este foarte, foarte importantă. Am mai explicat de ce. Și ce să vă zic, din nou, da, cred, cred că o să mă toți auziți cu chestia asta, să ai curaj să fii bun, pentru că este un an cu schimbări majore, un an în care, repet, vom avea un thriller pentru următorii 20 de ani și chiar consider că intrarea lui pluton în vărsător este extrem de importantă pentru toată lumea, pentru toată lumea, indiferent de zodie, marcaj, ascendent sau mă știu eu ce. Da? Și luna plină chiar ne ajută să închidem. A lui Pluton vărsător nu prea place teama și era cazul să avem curaj. Bun, dragilor, gata, acestea au fost previziunile, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc un weekend cât mai frumos și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă sunteți curioși ce urmează în următoarea săptămână, vă invit la previziunile uh, pentru următoarea săptămână, până sâmbătă seara apar toate zodiile și apoi sper să ne reluăm normal programul așa cum îl știți. Vă îmbrățișez și repet, vă doresc o lună plină frumoasă, o lună plină în care uh, să vă învingeți teama, că despre asta e vorba. Da, mă rog, să vă alegeți și pe voi, dar ideea e să vă învingeți acea teamă, da? Și să aveți curajul necesar. Un weekend fain.